suprafață de pedeapsă. Gorjană, minutul 23. Iată, moment important al jocului, iată ce s-a întâmplat. Da, da, este 11 metri, Vranikovic l-a împins pe Gavatorta, iar Salomir era la 5-6 metri, foarte bine plasat, o imprudență, un gest necugetat al lui Vranikovic, cel care în meciul din primăvară, aici la Iași, a ratat o lovitură de la 11 metri în poarta din dreapta, apărat acum de Cristi Brăneț. Acum lovitură de la 11 metri pentru Poli Iași, în fața golului Marius Onofraș. Iată și pe Anangusu, să vedem dacă va ghici colțul în care va șuta Onofraș. Onofraș, un pas, 2-3, șut și gol! 1-0, Politehnica și Pandurii Târgu Jiu, minutul 24. Ce aniversare pentru Marius Onofraș! Vă spuneam că joi, 17 august, a împlinit 26 de ani. A jucat la FC Brașov 4 ani, este de aici, din Iași. Un gol important pentru el, 1-0 pentru Poli Iași și meciul... Cu siguranță va deveni și mai animat. Am intrat în partea a doua, a primei reprize. În acest moment Iașiul acumulează 9.